Arthur Ourso are 32 de ani și a ajuns la concluzia că este vârsta perfectă pentru a începe să lucreze la un copil. Nu se pune problema cu cine, fiindcă are nouă partenere de viață, iar principiul său este primul venit, primul servit. Brazilianul cu nouă soții uimește din nou. Arthur Ourso spune că este gata să devină tată, dar că nu are preferințe în ceea ce privește femeia care va aduce pe lume primul său copil. Chestia tare în legătură cu asta, indiferent care dintre soțiile mele va avea copilul, este că el va crește cu multă dragoste și afecțiune, a spus bărbatul. Arthur Ourso nu are o soție favorită pentru livrarea primului copil, însă și-a schimbat complet sentimentele pentru una dintre ele, după ce aceasta a decis să-l părăsească. A vrut să mai aibă doar pentru ea, a spus brazilianul, după ce femeia a depus cererea de divorț. Acum a rămas cu 8 soții. Brazilianul a dezvăluit că deocamdată nu toate soțiile sale sunt încântate de ideea de a deveni mămici, însă, spune el, își vor schimba părerea după ce vor vedea primul născut al familiei. Inițial, Arthur se căsătorise cu Luana Kazaki, prima lui mare iubire. După mai multe experiențe intime cu parteneri multipli, cei doi au decis să facă loc în viața lor altor femei. Ceremonia a fost oficiată la o biserică catolică din São Paulo, însă uniunea lor nu este recunoscută de biserică, fiindcă poligamia e ilegală în Brazilia.